Străzi pline de apă și noroi. Asta îndură locuitorii cartierului Alecu Bagdad din Râmnicu Sărat după fiecare ploaie abundentă. Acum chinul și supărarea oamenilor sunt însă mai mari ca niciodată. În zona respectivă, autoritățile au demarat lucrări de extindere a rețelei de gaze și de canalizare, iar străzile sunt inaccesibile. Reprezentanții primăriei Râmnicu Sărat cunosc situația și chiar au fost zilele acestea în Alecu Bagdad pentru a discuta cu locuitorii. Ne aflăm acum în cartierul Alecu Bagdad, un cartier care, iată, are 30 de ani de când a fost înființat și pentru prima dată se derulează lucrările care ar trebui începute de mulți ani, cu mulți ani în urmă. Da, suntem în acest cartier în care se derulează lucrări de investiții începute acum 2 ani cu extindere rețea de gaze, canalizare, apă, canalizare pluvială, canalizații. Suntem într-un șantier, la propriu zis, și într-adevăr sunt situații grele atunci când plouă. Grele au fost și până a se începe aceste lucrări, dar acum sunt peste, să spunem, acele situații care ar fi putut fi de suportat. Autoritățile dau asigurări tuturor locuitorilor din cartierele de la periferia Râmnicului că acesta este ultimul an în care se mai confruntă cu astfel de probleme. Ce vreau să-i asigur pe cetățenii din cartierul Alecu Bagdad, dar nu numai, peste tot în cele 3 cartiere mari ale municipiului Râmnicu Sărat în care avem investiții începute. În primul rând că ne pasă și ne pasă de fiecare cetățean și ne pasă de fiecare stradă. Nu suntem indiferenți la niciun fel de strigă, de ajutor, să spunem așa, poate e prea mult spus, dar suntem permanent în teren pentru a supraveghea lucrările în derulare și, după cum observați și dumneavoastră, chiar se lucrează și acum când timpul permite. Reprezentanții primăriei Râmnicu Sărat mai spun că săptămânal au întâlnire cu constructorii și monitorizează stadiul lucrărilor efectuate. Avem săptămânal întâlnire cu constructorii, o întâlnire comună, o ședință comună cu dirigintele de șantier și permanent supraveghem toate aceste situații care apar. Nu sunt constructor, cei care se pricep la aceste lucruri sunt cei care lucrează și noi avem încredere că firmele care lucrează chiar își fac treaba. Mai mult de atât, eu zic că trebuie să avem în continuare acel minim de înțelegere pentru a depăși și această iarnă și această primăvară, că până la urmă am fi avut situația în care să oprim lucrările acum iarna, să le asigurăm și să începem la primăvară. Dar și la primăvară am fi avut ploi de primăvară și tot acest disconfort. De-a lungul anilor, cetățenii din Alecu Bagdad s-au confruntat de mai multe ori cu situații dificile cauzate de noroiul de pe străzi, dar niciodată nu au întâmpinat probleme atât de mari. Vreau să spun că cartierul ăsta întotdeauna a fost dat de paragin. Am fost și noi, plătim și noi impozii, plătim și noi tot ce se cere la primărie. Nu se poate așa ceva. Deci noi suntem conștienți că toată iarna așa trăim până la primăvară. Da, aș vrea să vă întreb, da. Acum 2 ani, acum 5 ani, nu era tot așa noroi? Tot așa. Dar acum cu lucrurile astea este exagerat. Știi cum este acum, domnul Vici? Da. Exact cum era când ne-am mutat noi în 90 aici. Pământ. Da. Și noroi. Așa este. Vedeți? Ce vreau să înțelegeți? Că e ultima iarnă în care se va sta noroi. Sperăm. De Doamne. Deci, dacă în cartierul Alecu Bagdad, în Angel Salini, ați văzut, s-au asfaltat străzile, nu e finalizată. Așa va fi și aici. Și piatră, dacă aveam cum a fost până acum, noi eram mulțumiți. Ascultați-vă, era o muncă în zadar. Uite, strada asta într-o lună va intra și pe ea. Băiculescu va intra peste o lună ca să sape. Ce-i la noi acolo? Eu am copii. Zilele trecute, de teamă că îi va fi inundată curtea, un locuitor din cartierul Alecu Bagdad a sesizat autoritățile pentru a interveni urgent. Am sesizat din teama că problema că e aproape casa din zonă și mă gândeam că să nu intre apa pe dedesubt, înțelegeți? Dar acum îți mulțumit. Cum s-a intervenit? S-a adus piatră, s-a compactat, vedeți și dumneavoastră, e bine acum. Cartierul Alecu Bagdad a fost înființat în urmă cu 3 decenii, iar străzile din zonă nu au văzut niciodată asfalt.